Bună ziua! Conferință de presă la Partidul Mișcarea Populară Neamț. Bine ați venit! Avem două teme pe ordinea de zi. Bineînțeles, cea mai cunoscută și de actualitate este vorba de lista candidaților pentru alegerea Camerei Deputați și Senat în circumscripția electorală 29 Neamț. Și bineînțeles o temă politică, după care, cu îngăduința noastră, o să-i rog și pe colegii mei să se prezinte în fața dumneavoastră și a nemțenilor. Așa cum ați văzut și foarte bine ați punctat în presa nemțeană, Partidul Mișcarea Populară a fost ultimul partid care ieri, în termenul legal, bineînțeles, a redepus, ca să pot spune așa, lista completă pentru Camera Deputaților și pentru Senat pentru alegerile din data de 11 decembrie. A fost într-adevăr un mic inconvenient, nu aș vrea să mai amintesc pentru că ați amintit-o dumneavoastră și ați punctat foarte corect, pentru care în numele Partidului Mișcarea Populară Neamț vă mulțumim, vă mulțumesc. Vreau totuși să vă spun că am văzut unele publicații online care spuneau că nu avem listă completă depusă, ceea ce ne-ar dezavantaja în data alegerilor de a avea oameni în secții de votare. Nu este adevărat, am depus ieri la ora 19 și un sfert lista completă, refăcută, cu toți cei 10 candidați pentru Camera Deputaților, pentru că acolo a fost o mică problemă. Cu permisiunea noastră o să vi citesc foarte scurt pe cei care se regăsesc pe aceste liste. Pentru Camera Deputaților, lista este deschisă de subsemnatul Dulamul Laurențiu Cristinel. Pe locul 2, domnul Cristian Petrescu, fost ministru al dezvoltării și turismului. Pe locul 3, domnul Bursuc Marius Marian. Pe locul 4, domnul Crețu Mihai. Locul 5, domnul Silviu Bigiu. Locul 6, doamna Elena Chelmuș. Locul 7, Andrei Tudor Popa. Locul 8, Elena Didilă. Locul 9, Cătălin Laurențiu Călin. Și pe locul 10, închizător de listă, domnul viceprimar Bogdan Gabrilescu, viceprimar de Piatra Neamț. Pentru Senat, pe locul 1 avem pe domnul inginer Antal Dorin. Pe locul 2, veșnic tânărul, dacă pot spune așa, Costache Lupu. Pe locul 3, doamna Alina Mihaila Tatomir. Locul 4, Cristian Ungureanu. Și locul 5, Marius Ghineț. Este o listă pe care dumneavoastră probabil și telespectatorii și nemțenii o vor analiza în zilele următoare. Ce putem să vă spunem este că mergem pe ideea unor oameni cu experiență, unor oameni care, chiar dacă poate o parte dintre aceștia nu au făcut politică decât în ultimii ani, au realizat în domeniul de activitate lucruri care cu siguranță sunt așteptate și de către cei care vor vota în data de 11 decembrie. Pe situația politică actuală, Partidul Mișcarea Populară și, bineînțeles, Partidul Mișcarea Filiala Neamța, Partidul Mișcarea Populară, a analizat ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că se pare că, așa cum ne-am așteptat și din campaniile trecute, va fi o campanie un pic atipică. Putem să vă spunem și personal și colegii mei de față aici, împreună cu toată filiala Neamța, Partidul Mișcarea Populară, că nu suntem de acord și trebuie să tragem un semnal de alarmă cu acea lege Dragnea 102 taxe. O considerăm un populism ieftin de campanie electorală și e bine de spus în pre-campanie electorală, pentru că electoratul nemțean și aduce aminte probabil că PSD-ul a condus timp de 3 ani Guvernul României, mă refer la perioada 2012-2015, în care nu numai că nu a eliminat taxe, ci a introdus 40 de taxe, mă refer aici la taxa de stâlp, taxa pe carburanți, impozitul pe bacșiș, dacă vă aduceți aminte, propus de ministrul Orlando Teodorovici la acea vreme. Ceea ce considerăm noi un populism ieftin de campanie electorală o argumentăm prin faptul că legea Dragnea nu prevede impactul bugetar pe care îl generează eliminarea acestor taxe și, bineînțeles, în primul rând, nici sursele de finanțare nu sunt aduse la cunoștință. De asemenea, se propune și eliminarea unei taxe, dacă ați văzut pe cazierul fiscal, care deja, după cum știm, cazierul fiscal este gratuit de aproape 2 ani de zile, dacă nu mă știu. Partidul Mișcarea Populară și filiala Neamța Partidului Mișcarea Populară consideră că lipsa predictibilității fiscale afectează investițiile și activitățile economice de orice fel, fie că este vorba de producție sau de comerț. Prin eliminarea acestor taxe și a modificărilor legislative făcute brusc, se aduc mari prejudicii agenților economici, în primul rând agenților economici privați. Și vrem să tragem un semnal de alarmă pentru ca electoratul nemțean să nu cadă în această cursă de pre-campanie electorală și probabil și de campanie electorală cu aceste, repet, acest populism ieftin de campanie electorală prin cele 102 taxe care s-au enumerat. Bineînțeles că avem nevoie de o reglementare stabilă în domeniu, de un cod fiscal care să nu mai suferă modificări așa dese, pentru că, în primul rând, așa cum am spus, investitorii privați s-au săturat de modificările și adăugirile, dacă pot spune așa, la codul fiscal. Partidul Mișcarea Populară susține ca proiect, și vă pot spune deschis că suntem în asentimentul foarte multor cetățeni și a investitorilor și a agenților economici privați care ne susțin în acest demers, de a reduce cu 10-15% acordarea de reducere pentru cei care își plătesc în avans taxele și impozitele. Mă refer la firme, pentru că la persoane fizice deja știți că acest lucru se aplică. Pentru că în ideea Partidului Mișcarea Populară și a celor care s-au gândit să acorde aceste reduceri stă o colectare anticipată la bugetul de stat, cât și un câștig bănesc pentru societățile comerciale. În altă ordine de idei pot să vă spun, făcând așa o trecere de la un PSD care deja a ieșit în fața dumneavoastră cu acele 102 taxe în pre-campanie, să trecem la Partidul Național Liberal, a doua forță politică la nivel național, care, după opinia noastră a celor din Partidul Mișcarea Populară, în momentul de față, așa cum am văzut săptămâna aceasta, transformă Parlamentul României în grădiniță. Și nu vorbesc doar ca să mă aflu în treabă. Ați văzut că după eșecul coptării unor vedete de televiziune, care ar fi trebuit să apară pe listele Partidului Național Liberal, PNL-ul crede că va da o nouă lovitură prin coptarea, o lovitură de imagine, bineînțeles, prin coptarea unor copii luați de pe băncile școlilor și a facultăților pentru a-i pune direct și a-i trimite în funcția de deputat. Partidul Mișcarea Populară crede că un copil de 24 de ani nu are nici expertiza necesară și nici capacitatea de înțelegerea procesului legislativ actual, că nu poate evalua și preconiza impactul legilor pe care propriul partid probabil îl va folosi pentru ca și instrument de vot în viitorul Parlament. Bineînțeles că suntem de acord cu înnoirea clasei politice, fără discuție trebuie realizată această înnoire, dar aceasta presupune promovarea unor oameni, așa cum am spus, cu experiență și cu expertiză recunoscută într-un anumit domeniu, pentru că oameni care vor merge în Parlament și vor asculta numai din, eu știu, luni, marți și miercuri în ședințele care vor avea loc să ridice mâna doar ca să voteze, nu cred că mai are cineva nevoie de mașină de vot în Parlament. Așa cum am spus, Partidul Mișcarea Populară susține noirea clasei politice, dar aceasta se poate face doar promovând oameni cu experiență necesară îndeplinirii obiectivelor pentru care sunt aleși de către cetățeni și de către nemțeni principal. Aș vrea în încheiere să vă spun totuși că ceea ce am văzut în această săptămână, și probabil că ne vom întâlni în fiecare săptămână în conferințe de presă, în pre-campanie, nu poate decât să fie un element de, eu știu, nu zic destabilizare, de aduce în eroare electoratul atât nemțean cât și național. Prin aceste elemente de promovare preelectorală, pe care cu siguranță că le-ați mai văzut și în 2004 și în anul 2000. Cred că se repetă un ciclu de promisiuni electorale făcute, pentru că se pare că legea electorală, care în primul rând, vă spun sincer, nu avantajează partidele mici, pentru că e foarte greu să ne facem cunoscuți, dar avem mare încredere în cei din Partidul Mișcarea Populară, în liderul Traian Băsescu, pentru că, așa cum știți, Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care propune pentru funcția de premier al României o persoană cu o experiență considerabilă, și mă refer la președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu. Despre celelalte partide și viitorii premieri pe care îi vor nominaliza, ca să pot spune așa, atunci vom vorbi în altă conferință. Eu pot doar să vă spun că, așa cum am spus, experiența președintelui Traian Băsescu în cei 10 ani de mandat prezidențial cred că reprezintă un atu pentru toți cei nehotărâți care nu au votat nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul și pe care pe 11 decembrie îi așteptăm să ni se alăture. Am să dau cuvântul domnului ministru Cristian Petrescu, numărul 2 pe lista la Camera Deputaților, cu îngăduința dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Petrescu. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc întregii organizații PMP Neamț și, evident, președintelui Traian Băsescu pentru oportunitatea de a candida în județul Neamț, de a-i reprezenta pe nemțeni în Parlamentul României. Pot să vă spun că am 20 de ani de politică, am fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, am fost parlamentar, membru în Comisia pentru Industrie și Servicii. Pe plan profesional sunt manager în turism, am fost președinte al Asociației Profesioniștilor de Turism din România, deci nu vreun ministru, dar la electronist pus la agricultură sau inginer pus la cultură, ci exact pe domeniul pe care mă pricep și am învățat și m-am perfecționat. Probabil că mulți dintre dumneavoastră se întreabă ce caută Cristian Petrescu în Neamț. Și pot să vă spun doar că noi, conducerea PMP, am considerat că în județul Neamț merită să trimitem unul din cei doi membri fondatori ai partidului, pentru că împreună cu Eugen Tomac am fondat Partidul Mișcarea Populară, un vicepreședinte al partidului, tocmai pentru a asigura o vizibilitate cât mai mare în acest județ. Sunt sigur că împreună cu organizația, care este una puternică și recunoscută ca atare în Partidul Mișcarea Populară, vom reuși să aducem PMP în Neamț în top organizațiilor din PMP, poate chiar pe primul loc. Mă refer la rezultatele pe care le vom obține la alegerile parlamentare. Avem o bază foarte bună, avem membri atât vechi uneperiști cât și vechi uneperiști, care pot să facă din PMP Neamț cea mai puternică organizație județeană la nivel național, în PMP. Iar la nivel județean, trecând peste faptul că deja PMP-ul este a treia forță politică a județului, cred că este un început de a deveni a doua forță politică, respectiv principalul partid de dreapta din județul Neamț. Cu ocazia întrebărilor dumneavoastră, pe care sunt sigur că le veți spune la final, voi detalia tot ceea ce am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru. Să rog și pe domnul inginer Dorin Antal, poziția 1 la Senat, să vă spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Domnul Antal. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Bună ziua! Sunt Dorin Antal, un catolic născut în 1968, și botezat în Isiporești, comuna Botez, județul Neamț, un sat cu oameni buni și harnici și iubitori de Dumnezeu. De ce mă aflu aici? De ce mă aflu în viața politică? Mă aflu pentru că lupt să duc la bun sfârșit o promisiune pe care am făcut-o bunelului meu, veteran de război, picior tăiat la cotul Donului, care la sfârșitul anilor 80 stăteam la televizor cu el. La televizor era o sesiune a Marii Adunări Naționale și eu am avut curiozitatea întrebându-l: bunelo, cine sunt ăștia? El mi-a spus: ăștia sunt cei mai buni gospodari a României, care se adună din când în când și votează și discută proiecte de legi și tot ce e bun pentru români. Și eu, cu mintea mea de copil de atunci, am zis: uite, eu îți promit ție că atunci când o să fiu mare, o să fiu acolo. El mi-a spus: nu visa aiurea, acolo ajungi foarte greu, trebuie să muncești foarte mult. Bine, eu am să muncesc. Trecut anii, bunelul meu a murit în august 1989, ascultând Vocea Americii, Europa Liberă și așteptând americanii. Nici măcar n-a avut norocul să vadă Revoluția la televizor. Eu am intrat student la București, am tot cochetat cu politica. Actualul Parlament, eu îl consider, să zicem, echivalentul, politic vorbind, de echivalentul Marii Adunări Naționale din timpul comunismului. Cochetat, n-am putut să fiu nici la un loc cu securiști, nici la un loc cu oamenii politici al Brătianu, mi-am văzut de treaba mea și, cum spune românul, am făcut copii, am zidit o casă, chiar două, am plantat pomi, mi-am făcut datoria de cetățean, mi-am dezvoltat o carieră profesională în piața financiară. Și la 45 de ani am început să mă întreb totuși și faci cu visul, cu planul, că acum și nu mai poți să te gândești la pensie. Și s-a evit oportunitatea cu noul partid atunci, Mișcarea Populară, am fost printre primii membri, am venit la Neamț, l-am cunoscut pe Amedeo, am început să construim cu toate greutățile inerente începerii unei formațiuni politice. Și am ajuns în ziua de astăzi, când am fost desemnat, validat de conducerea județeană a filialei și conducerea națională, locul 1 la Senat din partea județului Neamț. Întrebarea inerentă, care o să o primesc probabil și la sfârșit și răspunde pe acum: ce o să fac eu, ce îmi propun să fac eu? Eu îmi propun ca, împreună cu oamenii care luptăm de atât timp, să urmăm ceea ce își dorește foarte mult partidul nostru, proiectul de țară, care, după cum știți, este reunirea Basarabiei cu România, este un proiect pe care doar Partidul Mișcarea Populară și l-a asumat și care lucrează efectiv la realizarea lui prin oamenii care avem, Eugen Tomac, care este conectat 100% la viața de acolo, el este născut în Republica Moldova și crescut acolo și luptă din greu pentru chestia asta. Eu iubesc foarte mult Basarabia, am foarte mulți prieteni acolo, nași de cununie, iubesc Chișinău, iubesc Bălți, iubesc Cahul, Ungheni. Noi trebuie să luptăm pentru ca să putem readuce pe frații noștri acolo unde este locul. Să facem din râul Prut, care este frumos și acum este considerat ca o brazdă de sânge pe care ne-a dat-o Mărșavul, tratat Ribbentrop-Molotov, să facem din Prut acel pod de flori care a fost în anii 90 și n-am știut să-l valorificăm atunci. Și ca planuri de viitor sunt și celelalte proiecte ale partidului, crearea unei economii sănătoase, competitive, secolului 21 în care ne aflăm, care să produc noi locuri de muncă, crearea unui sistem de învățământ și sănătate performant pe criterii de performanță și nu pe nepotisme și pe bani care pleacă din România la firmele străine de medicamente, dezvoltarea infrastructurii României, care este la pământ și care la fel va fi producătoare din noi locuri de muncă și de atragere de turiști și de noi capitaluri de dezvoltare a României. Închei lăsându-vă o temă de reflexie. M-am întrebat și vă întreb pe dumneavoastră oare de când România a ajuns, viitorul României a ajuns dintr-o promisiune într-o amenințare. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc! O să rog scurt pe domnul Costache Lupu, pentru că am înțeles că mai este o conferință de presă la ora 2, ca să avem timp și să răspundem întrebărilor noastre. Domnul Costache. Într-adevăr, foarte pe scurt, după cum majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți, eu am fost implicat imediat după Revoluție în politică. Mi-aduc aminte că în 1992, când s-a ascendat FSN-ul împreună cu mai mulți colegi, am pus bazele Partidului Democrat în județul Neamț. După aceea, datorită unor situații care s-au creat pe parcurs, am mai făcut parte și din gruparea altor partide, ultima dată la UNPR. Deci eu provin din grupul UNPR, în Partidul Mișcare Populară. Întregul grup care activează în momentul de față în județul Neamț, mă refer la consilieri, la primari, sunt hotărâți ca în aceste alegeri parlamentare să facem o echipă solidă împreună cu cei care i-am găsit în Partidul Mișcare Populară și am convingerea că vor fi alături de noi toți cei care sunt nehotărâți, mă refer la cetățenii care sunt și dezamăgiți de politica care s-a practicat până în momentul de față. Îi chem de asemenea pe toți pediștii care sunt convins că sunt nemulțumiți de politica pe care o face PNL-ul și vedem că această tendință de aservire a țării ei o încurajează în permanență și chiar campania sau pre-campania, acum a început-o, PNL-ul deja vizează un viitor sumbru pentru țara noastră. Și bineînțeles că, așa cum a prezentat aici domnul președinte, lista noastră, vedeți că este alcătuită din persoane foarte tinere, aș putea spune, dar cu experiență și care au ceva în spate, pentru că, așa cum de altfel înțelegeți cu toții, nu se pot prezenta în Parlament oameni care nu au niciun fel de experiență, care sunt puși acolo numai așa de dragul de a spune că trebuie să promovăm tineretul. Chiar dacă este tânăr, trebuie să aibă o experiență, trebuie să aibă o expertiză și trebuie să știe pe ce drum pornește el ca să poată să atragă și pe alții. Eu zic că lista noastră de la Neamț este armonios întocmită, oameni cu experiență, în același timp și oameni tineri cu dorință de afirmare și cred că, așa cum de altfel spunea și domnul ministru, vom încerca să devenim forța numărul 2 la nivelul județului Neamț. Deci, repet, îi chiar pe toți uneperiștii, pe toți pedeliștii să se alăture nouă, pentru că sub sceptrul lui Băsescu eu am muncit multă vreme în politică și sunt convins că și în momentul de față cei mai aprici adversari ai lui Băsescu recunosc că el a fost unul dintre președinții care a dovedit demnitate și a reușit ca să țină poporul român cu fruntea sus și nu să fim, așa cum se încearcă în momentul de față, slugile Europei. Eu, în măsura în care mă pricep și energia pe care încă o mai am, o voi pune în slujba acestei campanii electorale și sunt convins că vom obține rezultate din măsură. Mulțumesc, domnul Costache Lupu. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stăm la dispoziție. Care este targetul pe care îl dați în aceste alegeri? 2 deputați și un senator. Aseară președintele Traian Băsescu a fost la ceva de televiziune ca să vă iau ideea aceasta pe ministeri. Contați în România este marcată, vreți să ne vorbiți mai de domnul Petrescu, ne spună cam ce înseamnă acest proiect în viziunea PNL-ului? Da, o să vă răspunde domnul Petrescu dacă... Ce să înseamnă decât ceea ce simte tot românul pe stradă? Că se duce la magazin și cumpără numai produse de afară, nu mai cumpără nimic produs în România, că angajăm în poziții de conducere în multinaționale numai străini care sunt bine plătiți și românii nu, că exporturile noastre nu se balansează cu importurile. Practic, e cam același lucru cu o colonie, doar că a folosit termenul legumă. Noi dorim ca România să nu fie transformată într-o colonie, să nu fim vânduți altora, să fim pentru noi, românii. Cum va putea împiedica, dacă ajungem la guvernare, cum putea împiedica acele expatriere ale profiturilor companiilor multinaționale care iau din... Există legi, doar că trebuie puse în aplicare, ceea ce în momentul ăsta, din păcate, nu se întâmplă. De asta, ajungând Traian Băsescu primul ministru al României, odată cu intrarea noastră la guvernare, avem garanția că acele legi se vor pune în aplicare și că la fel vor fi controlate atât firmele multinaționale străine ca și cele românești, că aceleași măsuri se vor aplica și celor străine ca și celor românești, sau invers, în sensul că nu arestezi un afacerist român, dar pentru aceeași faptă scapă afaceristul străin și așa mai departe. E vorba să fim noi românii, să fim reprezentați așa cum se cuvine de cei care ne reprezintă. Corect și echidistant. Domnul Lalu, credeți că modul în care ați calificat vaccinea PSD cu cel cu două taxe va afecta în vreun fel alianța la nivel local? În primul rând, îmi fac din nou datoria și vă spun că nu suntem în alianță cu PSD-ul, suntem într-o majoritate pentru și în interesul cetățeanului din județul Neamț și nu cred că proiectele de hotărâre care împreună cu ALDE și cu PSD le vom adopta, așa cum am spus, pentru cetățenii județului Neamț și în interesul lor, vor fi afectată această majoritate. Deci, repet, nu suntem în alianță nici cu PNL, nici cu ALDE, nici cu PSD. Suntem, punem noi, a treia forță politică în județul Neamț în momentul de față și vrem să ne facem o campanie civilizată, fără atacuri la persoane. Am vrut doar să tragem un semnal de alarmă pentru alegătorii din Neamț, pentru că, așa cum am spus și la începutul conferinței, nu ne se pare normal ca oamenii să nu cunoască adevărul. De aceea am și insistat pe această lege Dragnea cu 102 taxe pe care spun ei că le scot. Domnule ministru, o întrebare. Ce șanse reale și cam când ar avea pentru Neamț să devină o stațiune turistică în condiții în care până acum am investit masiv în infrastructură, iar turiștii n-au venit? Știți cum e în turism, sunt legate dezvoltarea cu promovarea. Deocamdată în Piatra Neamț s-a făcut bine și o cunosc inclusiv din calitatea de ministru, partea de infrastructură. Ca să și vină turiștii, trebuie să mai spui și poveștile. Ca poveștile să fie spuse, trebuie să fie susținute, că degeaba ni le spunem între noi. Și atunci, într-adevăr, trebuie investit foarte mult în promovare, trebuie arătat turiștilor de ce să vină în Piatra Neamț și în județul Neamț în general și vă asigur de data asta în calitate de expert în turism că știu ce am de făcut în domeniul ăsta, adică chiar știu cum pot să ajut județul Neamț să devină o destinație turistică reală și nu doar un magnet pentru bani introduși în infrastructură și de care să nu se bucure nimeni. Avem deja infrastructura, avem ce să le arătăm oamenilor, trebuie să le spunem poveștile în așa fel încât povești, vorba bine, că nu sunt povești, doar că așa se face turismul, cu povești frumoase. Și avem multe povești frumoase de spus despre Neamț și vă asigur că le vom spune. Aș avea și o întrebare. Unul dintre proiectele principale ale PMP-ului este cel unionist legat de Basarabia. În curând, în câteva zile, vor fi alegerile prezidențiale în Basarabia. Cele câteva sute de basarabeni din Neamț, unde trebuie să meargă să voteze? Din câte cunosc în momentul actual, dar se pare că se va face o modificare, vor trebui să meargă la Bacău sau la Iași deocamdată. În Neamț nu știu dacă există o secție de votare pentru cetățenii care au atât pașaport românesc cât și cetățenie românească, cât și cetățenie basarabeană. Ați văzut și acolo, sunt, poate nu întâmplător, Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care susține unirea cu României, cu Basarabia. Sunt foarte multe jocuri politice și acolo, pentru că asta e adevărul. De la o zi la alta, de la o oră de alta, unii își dau demisia, unii nu și-o mai dau, se creează niște alianțe. Se pare că războiul est-vest este în plină desfășurare acolo și nu cred că e cazul să dezvoltăm. Un mesaj pentru basarabenii din neam să voteze pentru unirea cu România și implicit pentru partea vest-europeană, dacă vreți să spun așa. Și o singură întrebare foarte scurtă, mai am acceptul colegilor. Deci PSD-ul de care ați vorbit dumneavoastră este cel care faceți majoritatea la Consiliul Județean, și PNL-ul de care ați vorbit dumneavoastră este cel care l-a susținut, promovat și votat pe domnul Băsescu la neamț. De aceste două partide ați vorbit mai multe. Aștept întrebarea. Asta vă întrebați, astea sunt partidele, da? Să nu fie confuzii. Eu cred că am fost... Pot să răspund, pentru că m-a inspirat un articol citit într-un săptămânal nemțean, unde se spunea, în fine, că PSD-ul o să aibă un interes mai mare să susțină ALDE decât PMP, ca să intre un deputat, era o... nu știu care dintre dumneavoastră e reprezentantul publicației respective. Noi nu concurăm cu PSD, nici nu așteptăm vreun sprijin de la PSD. Noi suntem un partid de dreapta, suntem adevăratul partid de dreapta, pentru că, să nu uităm, PNL-ul a fost aliatul PSD-ului în marele USL. Avem electoratul nostru, avem electoratul lui Traian Băsescu, avem încă foști colegi care, deși se regăsesc pe listele PNL, vă asigur că sunt băsiși convinși și care, din păcate, au rămas acolo că e mai călduț postul. Deci avem un electorat la care trebuie doar să ajungem cu mesajele noastre, să le transmitem și sunt sigur că ei vor înțelege că noi suntem principalul partid de dreapta care merită să-i reprezinte, iar interesul nemțenilor să fie PMP-ul în majoritate la nivel județean și local, cred că este evident. Eu cred că PMP-ul trebuie considerat câinele de bază al nemțenilor în Consiliul Local și în Consiliul Județean și nu aliatul PSD-ului. Dacă nu mai aveți întrebări, noi vă mulțumim. Mulțumim.